Da, auzi de curiozitate, Patrick, ești sportiv, ești tenismen, faci turneul ăsta fabulos. A zis Țiriac, după Halep, Sahara. Da. Cum îți chiar pare? A fost și domnul Țiriac la turneu și m-am acum câteva zile și a fost mare onoare că a zis că arată totul impecabil și așa mai departe. Deci cred că asta a fost una dintre cele mai mari satisfacții ale mele, un om care e o legendă și legende, toată viața organizează cele mai tari din lume, evenimente din lumea asta. Patrick, salutare! Mă bucur să fim împreună. Să le zicem oamenilor care se uită acum la noi că am fost la turneul tău acum câteva ore. Senzațional ce ai făcut acolo. Fantastic. La Cluj. Da. Cât timp îți ia să faci un astfel de turneu de tenis? Da, salut! În primul rând mă bucur foarte mult să te cunosc. Cum îți ziceam că toată viața te-am văzut la televizor de când eram, de când eram mic. Da, deci, ia uite-l mă pe ăla. Chiar mă bucur mult că ne cunoaștem. Ce să zic, a fost o aventură să faci asemenea turneu, din afară nu prea știe lumea cam ce înseamnă, noi ne-am chinuit foarte multe luni, cândva din toamna trecută a început această idee, când era pandemie, oamenii noștri, pentru că noi avem o firmă de evenimente sportive, o firmă de publicitate, producție, toate cumva care sunt aceiași oameni angrenați în toate aceste companii și cumva stagnam pentru că era pandemie, nu ne-am putut face evenimentele cu care eram obișnuiți și așa mai departe și am încercat să vedem ce evenimente putem face care să nu depindă neapărat de să strângi 50.000 de oameni la un loc, pentru că înainte am avut un festival de sport cu 80.000 de oameni pe zi. Acum am încercat să facem un eveniment care nu depinde de asta. Adică și eram pregătit și să-l facem fără spectatori și așa mai departe, da. Wow. Și cumva de asta oamenii erau sătul de stat atâtea luni de pandemie. Hai să vedem în ce proiect intrăm și am vrut să fie ceva mare. Și cumva asta a fost, așa a pornit această idee. Am cumpărat această licență și vrem să o ținem pe termen lung. E o licență de turneu de tenis, exact, nu? Ele se dau licențele de la an la an? Cum e? E o licență, de turneu de WTA de tenis feminin, pentru că tenisul masculin momentan în România nu generează același interes, pentru că noi avem multe tenismene în top, suntem una dintre cele mai tari națiuni din lume, după Cehia cred că suntem 2-3. La ora la care filmăm noi momentul ăsta avem 4 parcă, nu? Corect, creăm 4 în prima sută și în top 2. Begu, Sorana, Simona, Patricia Țig. Vine Gabriela Ruse din spate, cu 105. Avem Irina Bara, Ana Bogdan. În top 200 avem 10 fete. Ceea ce, la ce condiții avem noi ca România versus țări din vest, e incredibil. Lasă țările din vest, Patrick, versus Serbia. Versus Serbia, versus Ungaria, care investește ori 20 față de noi. Deci adică cumva nu ne punem cu nemții sau cu francezii, lasă ea. Toate fetele acestea au făcut-o pe barba lor și cu atât mai mult e meritul, pentru că s-au tras una pe cealaltă. De la Simona începând, au început să se motiveze una pe cealaltă și e mare lucru. Ca să revin la întrebare, da, licențele se dau în fiecare an, în general se dau pe un termen mai lung și noi am avut o prima ediție pentru că ei cumva vor să și testeze firma cu care lucrează, nu poți să-și asume riscuri să iei o licență și să nu poți să organizezi. Vă testează la început, exact, cum ar veni. Da. Și bineînțeles că acum avem drept de prelungire pe mai mulți ani și obiectivul clar este să avem pe termen lung, pentru că nici nu face sens să faci un turneu odată și apoi să ieși. Da. Deci ideea este să-l păstrăm, dar anul viitor va fi mult mai greu, pentru că anul acesta mulți au renunțat, financiar n-au putut să-și mai susțină turneele, sponsorii nu mai erau acolo, fără spectatori. Anul viitor, dacă cumva situația revine la normal, va fi o mare bătaie pe tot ce înseamnă licențe. Și ele sunt limitate, pentru că nu poți să scoți foarte multe licențe, că nu poți să faci 5 turnee într-o săptămână. Pentru că dacă tu faci 5 turnee într-o săptămână, fiecare turneu va avea cumva jucătoare mai slab cotate, că se împart. Că nu poți să vină. Adică ei din impactul fiecărui eveniment și nu-i normal. Deci ei au un număr limitat care îl scot la bătaie și acolo e luptă mare, ca să zic așa. Un turneu din ăsta, ce premii are? Turneul tău, ce premii are? Da, premiile totale sunt de $235.000. Wow. Adică astea se împart între toate jucătoarele care joacă la turneu și sunt proporționale în funcție de unde ajungi. Câștigătoarea ia $35.000, iar plus 280 de puncte WTA, da, deci cumva la nivelul ăsta încă, în părerea mea, că sunt mai prețioase punctele, că alea inevitabil categoric. Punctele respective te ajută să câștigi și mai mulți bani, pentru că ajungi la Grand Slam-uri unde intri pe tablou principal, ai 60.000 la doar la participare la un Grand Slam, deci clar că punctele înseamnă până la urmă și bani. Atracția mare. Da.
Și, e, de exemplu, pierzătoarea din primul tur ia undeva la 3.000 de dolari. Deci acolo suntem, între pierzătoare 3.000 la primul tur și 35.000 la câștigătoare. Păi, cu 3.000 măcar îți acoperi tot ce înseamnă cumva, transport. Dacă ai un antrenor, dacă, în general nu vii singur, adică la nivelul ăsta, ești break-even, ca să spun, dacă pierzi în primul tur. Plus că la toate turneele astea, noi ca organizator plătim costurile, hotel, zău? Da, pentru jucător, hotel pentru antrenor și masă, tot așa, la jucător și staff. Deci cumva dacă... Ești pe plus doar prin exact, faptul nu ai foarte multe cheltuieli ca jucător în momentul când te duci la aceste turnee. Mai biletele de avion, bineînțeles, sau dacă călătorești în America. Sau... Și astele de contați? Nu, biletele nu. Biletele nu, avionul nu. Acolo sunt multe costuri, pentru că tu ca tenismen, de exemplu, dacă mergi în America... Mulți își iau business class, nu poți să mergi 10 ore să te chinui și să ajungi și acolo să cu dureri de... Da, până la urmă, e o investiție în tine, dacă normal, tu ți-ai... Asta e ideea. Da. Interesant. Și asta e prima ediție a voastră, prima nu? Ediție, da, de la Cluj. E prima ediție de la Cluj. Anul trecut, în mijlocul pandemiei, în iulie, am vrut să dăm cumva un restart și să dăm un exemplu și am făcut... Asta e, turneul se numește Winners Open, pentru că e la clubul Winners. E clubul la care familia mea a investit foarte mult de 14 ani încoace și cumva prima ediție a Winners Open a fost anul trecut în pandemie, când am invitat cele mai bune jucătoare românce, 8 jucătoare, și am făcut un turneu cu bani, dar fără puncte, neoficial. Tare. Adică a fost o chestie invitational, cum ar veni, știi, un turneu neoficial, dar am organizat în așa fel încât a apărut un turneu oficial, ca să zic așa. Tare. Și am vrut să vedem ce înseamnă să organizez un turneu de acest fel, să vedem echipa cum reacționează, fetele. Și asta acolo a fost de fapt punctul de plecare. Adică n-am luat-o n-am venit de nicăieri aici la WTA, ci am încercat să o luăm treptat. Ai spus adineaori, Patrick, de familia ta. Da. Familia ta, să le zicem celor care ne privesc acum, sunt printre acționarii principali, nu? Ai unei bănci importante din Europa, ai zice, Banca Transilvania. Și pe mine m-a fascinat întâlnirea cu tine, că am descoperit un tip foarte mișto, foarte cool, și eu la fel, foarte, foarte cald, foarte normal. Adică totuși, background-ul familiei tale financiar e bum! Te-a ajutat sportul în chestia asta? Da, contează sportul? Da, 100% m-a ajutat, pentru că eu am jucat tenis de performanță de la, performanță, să zicem, de la 10 ani încolo, până la 19 ani, adică de la 12-13 ani am fost plecat în toată lumea, la turnee, timp de 8-9-10 luni, cu antrenorul meu. Deci am fost ferit de tot ce înseamnă anturaje. Da, dar lumea asta în care totuși părinții sunt cât de cât oameni, nu cât de cât, sunt oameni. Da, dar poate dacă nu eram într-o bulă, ca să spun așa, pentru că am fost doar a în lumea sportului. Tenisului, exact, oameni care erau cu sport, oameni, adică eram obișnuit cu o rutină, să am o disciplină, veneam acasă, eram doar antrenament, casă, somn, noi n-am fost în cluburi, adică nu făceam, inclusiv la școală, am foarte mulți ani de școală, eu i-am pierdut jucând tenis. Prin toată lumea și foarte mult timp am petrecut-o cu oameni mult mai mari ca mine, pentru că de la 15 ani am jucat la seniori. Jucam bine la momentul respectiv și am început să joc la seniori. Și la seniori stai doar cu oameni de 20, 25, 30 de ani, nu mai e o limită de vârstă. Și cumva m-am maturizat mult mai repede decât alții de vârsta mea și nici nu aveam foarte multe în comun cu copiii de vârsta mea. Și asta cred că m-a ajutat să fiu normal, da. Ce vreau să zic. Bine, asta e și din educație, pentru că tot timpul ai mei m-au învățat că trebuie să respecti valorile și cumva că banii nu primează în viață. Nu ți-ascund, crede-mă, Patrick. Știam că mă întâlnesc cu tine, știam că ești sportiv, mi-am zis, bă, e băiatul celui care are Banca Transilvania. Nu te-am văzut niciodată implicat în scandaluri, nu te-am văzut niciodată cu mașini răsturnate, nu te-am văzut niciodată cu fete prin baruri. Mi s-a părut interesant asta și atunci mi-am dat seama, văzându-te prima dată, omul face sport. Îți dă sportul un tip de educație, așa, un tip de civilizație. Clar, mai ales tenisul, dar sportul în general te ajută să te dezvolți altfel. Adică eu chiar foarte mult mă gândeam, dacă n-aș fi jucat tenis și toți anii ăștia aș fi petrecut în Cluj, într-un oraș cu diverse anturaje, unele corect, bune, altele mai proaste, unde eram. Poate nu eram în același loc acum. Și indiferent că nu mai joc tenis și că nu mi-am dus mai departe cariera de tenis, m-a ajutat incredibil ca om. Adică toți anii ăștia clar n-au fost degeaba și dacă aș da timp înapoi aș face la fel. Fain zis, anii n-au fost degeaba. Nu. Fain zis. Zi-mi,
Care e sportivul care îți place cel mai mult, tenismenul de care te-ai îndrăgostit? În... Păi, de afară, clar, Nadal, de mic Nadal, eram, da, l-am urmărit întotdeauna, Nadal, Andy Roddick, ăștia îi urmăream la... Exact. Și din țară, Andrei Pavel, întotdeauna am fost mare fan Andrei Pavel și m-a și antrenat Andrei 3 luni de zile, pe la 17 ani m-a antrenat și am rămas foarte, foarte bun prieten în continuare. Și e unul dintre jucătorii emblematici, a fost în top 15 mondial, deci trebuie să ne mândrim și cu ai noștri. Știi că mă gândeam acum vorbind cu tine, hai să te conving pe tine, hai să-l conving pe tatăl tău, hai să-i, să ajută-mă să-i conving pe ai tăi. Fii atent, am vorbit cu Ilie acum vreo 2 luni de zile și l-am întrebat, bă Ilie, există vreun muzeu Ilie Năstase în România asta? Nu, mă, că nu am, n-am nimic, n-am unde să fac. De ce nu? Hai să încercăm să facem o cămăruță care să însemne primul ATP mondial. A fost un român. O legendă, adică. O legendă, forever, da, ATP mondial. Crezi că nu punem preț foarte mult pe tot ce înseamnă zona asta de legende, de oameni care au construit? Clar. Adică, de exemplu, să-ți dau un exemplu, eu cred că Ilie, și știu asta din divers, de la diversi oameni, inclusiv de la el, dacă el merge la Paris versus București, asta da, mulți ani la Paris, într-adevăr. Da. Dacă merge la Paris pe Champs-Élysées și merge el cu, să zicem, încă cu un jucător, Federer, cred că popularitatea e acolo. Și dacă vine, cred că e mai ceva ca la București, pentru că la București oamenii îi scot în evidență lucrurile negative. Corect. Ok, ce a făcut acolo. Știi, adică uite, sau mai să zicem Adi Mutu, care eu la fel sunt prieten și noi trebuia să organizăm meciul de retragere anul ăsta și va fi anul viitor. Toată lumea de 20 a făcut diverse greșeli la viața lui. Exact. Dar au trecut 20 de ani și oamenii acum numai cu, adică mulți oameni îl asociază numai cu asta și până la urmă e obositor. Adică te transformi, ai fost copil, ai făcut niște greșeli, dar totuși e multe sunt răutate. Fii atent aici. Hai să arăt o chestie apropo. Fii atent. Uite, să-ți arăt o chestie. Zim, ce e greșit aici? Tu zi-mi cum ți se pare chestia asta? Nouăle asta? Nu, cum ți se pare ce am scris aici? Nu știu, sincer să spun. E vreo greșeală? Nu, pare aici. 2 ori 4 egal 8. 2 ori 4 egal 8, nu 9. Exact. Ăștia suntem. Noi nu le vedem pe toate astea bune. Corect. Noi niciodată nu vedem că, da, bă, sunt 4 de bune, fapt, nu m-ai întrebat dacă văd ceva greșit. Da, corect. Da. Știi, noi nu le vedem pe astea toate. Uite, noi vedem numai pe asta greșită. Corect. Ei, cred că asta e un lucru negativ al poporului nostru în general, care într-adevăr... Și oamenilor. Da, adică noi vedem doar lucrul ăla rău. Da, eu cred că noi, adică poate noi așa zicem de noi pentru că nu știm cum e în alte țări, dar cred că mai accentuat în România față de alte țări e chestia asta și cumva că nu ne susținem noi de ajuns pe noi. Dacă facem comparație cu Serbia, sârbii te mănâncă dacă orice ar fi, numai să iasă ei bine, ei se ajută între ei și așa mai departe. Deci cred că aici trebuie să fim totuși mai uniți și să ne promovăm noi valorile noastre. Uite sârbii ce sport au. Uite-te la Djokovic, uite-te la Naționala Serbiei. Dar nu e întâmplător. Pe lângă investițiile majore care se fac, dar și mindset-ul. Adică nu e degeaba Ivanovic, Iancovic, Djokovic și alte diverse alte sporturi. Din totdeauna. Exact. Adică totul, părerea mea, că vine din cea mai profund, așa cum gândește o națiune întreagă. Pentru că te lovești de asta zilnic. Adică mentalitatea asta trăind în România, dacă asta e mentalitatea generală, inevitabil, chiar dacă nu vrei în subconștientul tău, tot aia o să o ai. Deci, așa cred. Sportul mai ajută. E o redută morală, ultima redută a românului. Știi, omul se bucură la sport. Clar. A fost greu să faci turneul ăsta după o pauză lungă așa de pandemie? A fost foarte greu, dar ne-am luptat foarte mult. Am vrut foarte mult să scoatem cap în față și cumva ce m-a motivat pe mine, pe lângă faptul că am jucat tenis și așa mai departe, mi s-a părut că jucătoarele astea sunt atât de multe jucătoare de top care tot anul merg și joacă în toată lumea, dar n-au un turneu care să joace în fața publicului o săptămână pe an, să joace în fața fanilor, publicului, familiei, e păcat, adică îi duceam lipsă, avem valori, dar nu avem ce să le dăm. Într-adevăr, infrastructura lipsește cu desăfârșire și avem norocul la Cluj să avem atâtea infrastructură și înăuntru și cu clubul Winners afară, dar și cu sările BT Arena, adică sala polivalentă și stadionul de fotbal și așa mai departe. Adică faptul că are orașul Cluj atâtea evenimente nu e întâmplător, au fost un cumul de factori care și cei din administrația locală au meritul lor că se întâmplă chestia asta și ar trebui
Bucureștiul e capitala, adică nu poți să ai o capitală și să n-ai o sală polivalentă. Nu există așa ceva, deci mi se pare, avem meciuri de basket sau de handbal și Steaua sau diverse alte echipe merg și joacă la Târgoviște. Deci mi se pare incredibil. Uite, acum Oradea fac și ei sală polivalentă și adică, cred că trebuie să seteze un exemplu. Știi că mie mi-e ciudă pe voi că eu sunt timișorean și timișorean fiind moi. Păi, nu avem o sală acolo. Da, și aveți brand, aveți Poli Timișoara, aveți, adică și n-avem un stadion. Exact. E Dan Păltinișanul ăla de 100 corect, de ani, corect. De când eram eu copil, tot corect. Acolo jucam, acum 40 de ani, aveam 10 ani și tot acolo eram. Da, adică degeaba mi se pare că infrastructura e tot. Degeaba ai o echipă de fotbal și un brand, dacă tu joci pe un stadion în paragină de 30 de ani, nu o să ai niciun sponsor. Dar nu-ți vine lumea, exact. Nu-mi vine mie să mă duc exact. Cu copiii mei într-un stadion unde... Tu, stadionul, chiar dacă, de exemplu, dacă ai echipă, dar n-ai stadion, nu merge, dar invers merge. Dacă ai stadionul, stadion. Dar încă n-ai echipă, o să vină echipa de la sine, corect. Pentru că o să se creeze... hype-ul ăsta. Corect, corect. Da, deci... Mergi la meciuri, ai mers așa, ești da, pasionat da, de meciuri de mare fan de fotbal, da. Fotbal și orice sport, și basket și tot. Și tenis? Și tenis, cum să nu. Și tenis, am fost și la, n-am fost de mult, dar am fost și la Roland Garros de N ori, la Monaco, la toate. La Wimbledon n-am ajuns și mi-aș dori, chiar vreau să merg. Care-i partida de tenis pe care ai văzut-o pe viu și care te-a impresionat cel mai mult? Eram mic de tot, dar am văzut Nadal Federer în 2006, cred că am fost. Bine, nu-și mai țin foarte bine minte. Cred că era al doilea titlu al lui Nadal în viața lui de mare șlem la Roland Garros. Avea, încă era cu pantalon 3 sferturi, dacă ții minte, știi? Da, cu maieu și pantalon 3 sferturi. Maieu, 18 ani sau ceva de genul. Atunci am fost la Roland Garros, da. Dar sunt multe alte turnee mai mișto pentru că sunt mai mici. Mm-hmm. Acolo e mare, nu poți să ai acces. De exemplu, la Monte Carlo am fost și acolo totul e... ești foarte aproape de jucători, ai o experiență inedită, diferită, cum ziceai și la Cluj, cum avem aici. Mie mi-a plăcut. E ceva mai altfel, știi? Nu e... Mie mi-a plăcut la turneul ăsta al tău, mi s-a părut senzațional pentru că era intimitatea, exact. Aveai senzația că ești într-un living. Exact. Am văzut-o pe Ana servind, am văzut-o primind, am văzut-o, adică îi simțeai că suflu, resuflarea. Clar. Mi-a plăcut. Asta e o chestie mișto pentru că îți dă altfel de vibe, pentru că la turnee cu 20.000 de locuri în tribună, te duci, stai acolo sus, e altceva. Ca și un turneu în picnic, la picnic, așa e. Ești în living, exact. Adică eu eram în sufragerie cu ea, parcă, știi, simțeam, o ajutam. Tare, cam cât costă un turneu din ăsta? La cât se ridică? Undeva la 1.000.000 de euro pe an ajungem la costuri. Nu e o sumă deloc mare, impresionantă. Vorbim la nivel de... Adică chiar peste 1.000.000 de euro, dar da, poate, așa m-aș gândi și eu inițial. Dar după când vezi câte provocări ai în a strânge acești bani, când vezi că din punct de vedere biletelor nu poți să te duci cu prețuri mari, nu merge ca afară cu normal, 100 de euro un bilet. Normal, sponsorii trebuie să stai 6 luni cu ei în discuții, telefoane interminabile ca să reușești să strângi bugete. Deci nu e un lucru din care te îmbogățești, pentru că atunci ar face, nu întâmplător nu vrea să facă multă lume, știi? Așa, adică și nu întâmplător multă lume nu intră în sport. Ei, multă lume merge în entertainment, muzică, festivaluri de muzică și așa mai departe, unde banii sunt mai mulți, pentru că sunt mai cumva targetul e mai larg. Aici la tenis ești un pic mai nișat, ca să zic așa. Știi? Trebuie să... Dar trebuie să exploatăm, cineva trebuie să facă și să exploateze și zona asta, că tenis, adică sportul egal educație, sănătate și așa mai departe, adică toate chestiile astea la un loc. Și nu ți se pare că noi suntem axați doar pe fotbal? Ba da. Românii, nimic altceva decât fotbal. Clar. Adică eu mă uit în televiziune unde lucrez eu și un FCSB Craiova, toate meciurile olimpiadei la oaltă, n-au făcut cât un FCSB Craiova, care sunt meciuri, vai mama lor, adică Liga 1, te uiți, ți-e rușine să te uiți. Și culmea că, de exemplu, Liga 1, acum, mă uit și eu destul de mult la lucrurile astea, Liga 1 face un voluntar cu, să nu zicem, Academia Clinceni. Exact, face o audiență mai tare decât un Barcelona cu Betis. Sau mult e mai ciudat. Mult, cred mai că, mult. Cred că e vorba de publicul rural, poate, de care... stă acasă și aproape acolo, nu înțeleg. Și plus că face mult mai mare audiență decât un meci de tenis. Nu se compară. Nu putem compara. Dar să știi că asta nu se întâmplă în Ungaria, de exemplu. În Ungaria, cele mai urmărite, dacă în România fotbalul e numărul 1, în Ungaria cel mai urmărit sport e handbalul. Okay. Și pe locul 2, fii atent, e polo. Ok. Deci cred că merge și cumva proporțional cu performanțele. Ghioru, nu știu, la polo, dar la Ghioru, la handball, clar, au Ferencvaros după aceea și mai departe. Campion, da. Da, și fotbalul, amintește-ți, Ungurii a fost campion mondial. Noi suntem departe de... Uite, și la tenis feminin, noi ca țară suntem
pentru că am avut discuții multe și cu alții care fac turnee în lume ca să iau puțin pulsul și România e printre singurele țări din Europa care, în care tenisul feminin vinde. Ce mă refer, vinde, adică interes din partea televiziunilor, sponsorilor și mai departe. În rest, afară, e invers, adică ATP-ul la bărbați, ăla este principal. Dar la noi e invers pentru că tot așa Halep a adus, a exact, tras după ea. Adică da, noi dacă facem acum un turneu masculin, din păcate, neavând jucători în top de ATP, corect, nu este interes, nu o să vii să vezi străini, nu e același lucru. Și atunci nu cred că un turneu ATP în momentul de față în România ar merge. Performanța atrage și banii, corect, și sponsori. Corect. Da, auzi de curiozitate, Patrick, ești sportiv, ești tenismen, faci turneul ăsta fabulos. A zis Țiriac, după Halep, Sahara. Da. Cum îți chiar pare? A fost și domnul Țiriac la turneu și m-am acum câteva zile și a fost mare onoare că a zis că arată totul impecabil și așa mai departe. Deci cred că asta a fost una dintre cele mai mari satisfacții ale mele, un om care e o legendă și legend, toată viața organizează cele mai tari din lume, evenimente din lumea asta, Madrid, așa. Și n-are rost să le numerăm câte sunt. A validat cumva ideea. Da. Ce să spun, da, într-adevăr trebuie să continuăm să investim, pentru că să scoți o jucătoare ca Halep, probabil că este una la 10-20 de ani, adică vedem în România, nici măcar la 20 de ani, la mai mulți ani, și atunci trebuie să continuăm să investim, pentru că eu cred că sunt talente multe și avem, dar trebuie să știm să le găsim și să avem grijă de ele, pentru că știm multe talente care pleacă din țară și nu avem destulă grijă de ele. Ar trebui să fie ceva mai integrat, un program, o strategie. Știi că nu există nicio o campanie de implementare a noțiunilor unor sporturi pe care românii nu le cunosc. Românii se uită la fotbal pentru că îi cunosc regulamentul. Uh-huh. Ce fac, mă? Unul stă în poartă, 10 dau goluri. La tenis e mai... Știi, hai, tenisul cât de cât. Da, la basket știi regulamentul. Fault. Ce-i fă? Greșeală personală. Ce e? Schimbă, mă, dă-i pe negru să văd cum țipă la televizor negru. Clar. Adică nici nu promovăm, nu? Nu promovăm și uite, acum dacă ai deschis subiectul, o să-ți spun eu cam ce eveniment facem noi. Noi avem un festival de sport, se numește Sports Festival și trebuia să fie a treia ediție anul trecut, l-am amânat de două ori. Și acolo, de fapt, ideea acestui festival este aducem infrastructura a 40 de sporturi în același loc, între sala polivalentă și Cluj Arena, și folosim tot parcul. Și ce facem noi este să aducem federații și antrenori de la fiecare dintre cele 40 de sporturi să învețe pe oameni cum să practice acest sport în mod gratuit. Excellent. Adică nu plătește nimeni, tu vii cu copilul, timp de 4 zile, vreau să încerc oina, vreau să încerc rugby. Poate a plecat de la ideea că oamenii cheltuie și mulți bani și timp ca să învețe, ca să afle un sport și la care sport sunt bun sau le place. Adică dacă tu te duci cu copilul, poate îți trebuie 6 luni, îl duci la 5-10 sporturi până să te convingi. Clar. Care sport îți place? Da, atunci noi nu poți să schimbi lumea cu 4 zile, dar atunci vrem să dăm un semnal și în 4 zile încerci rugby, oină, am adus sporturi de care unii nici n-am auzit și nici noi n-am auzit. Excelent. Știi? Și cumva asta e o chestie socială pe care o facem an de an și bineînțeles în cadrul evenimentului avem și meciuri demonstrative cu Halep și Barcelona Legends și așa mai departe. Wow. Deci, aduceți Barcelona Legends la Cluj? Am adus Barcelona Legends acum 2 ani, în 2018. Îmi amintesc meciul ăla. Care au jucat fabulos cu generația de aur, 30.000 de spectatori. Exact. Și cumva toată lumea ne întreabă, a durat foarte mult timp până am învățat pe oameni ce e proiectul ăsta, știi? Adică, și toată lumea ne întreba, e ca un antold al sportului? Și am zis, mă, da, e ca un antold al sportului dacă... Nu vrem să ne folosim de imaginea Antol să promovăm proiectul nostru, dar da, adică poate să fie cumva e Antoldul pe muzică. Adică mm-hmm, avem un eveniment de top pe muzică și e Antoldul pe sport. Nu avem un eveniment de sport în România. Și ăla cred că este acum. E un eveniment unic, până la urmă, în lume. Nu există un concept similar. Ne-am făcut research peste research și de asta vreau să zic că... Așa încercăm să promovăm noi sportul, încercăm să venim cu ceva. Și cred că ar trebui să facem toți asta, pentru că altfel nu avem cum să ajungem la performanțe. Dacă noi nu promovăm sportul de masă, clar, nu putem ajunge la sus. Valori. Ai văzut meciurile, Olimpiada în ultima perioadă cu sările goale? Cum e sportul dezolant, cu sările goale? Chiar mă gândeam că poate, nu știu, era mai bine de anulat, dar de anulat, nici semnalul nu cred că ar fi fost bun. Să anulezi de 2 ani la rând și cumva nici nu...
e normal să devină o obișnuință, să zici, să anulezi cu ușurință un asemenea eveniment, că totuși au trecut, nu știu, un an jumate de când problema asta a început și cumva trebuie să revenim la normal, prin vaccin sau așa mai departe, altfel o să omorâm tot. Dacă moare un organizator de evenimente, moare tot lanțul acesta de la furnizori, adică asta nu înțeleg mulți oameni, că nu e doar firma X care face asta, sunt X firme care în spate sunt, depind. Un lanț întreg, categoric. Exact. Da. Deci trebuie, adică, să mergem înainte. Am văzut Liverpool jucând cu terenuri, cu stadion gol, cu Never Walk Alone, de-aia există Liverpool. Normal. Ce remontada să mai facă? Adică sau Barcelona, care are datorii de, nu știu, un miliard. Ok, sunt branduri mari care niciodată nu o să moară, o să fie tot timpul susținute, dar alții mor în timpul ăsta, adică alte business-uri. Care e sportivul numărul unu după mintea ta acum din lume? Acum, când filmăm noi, în părerea mea, vara lui 2021. Nu știu, poate să fie Federer sau LeBron James, cred că ăștia basket sunt. Basket și fotbal. Da, unici, clar. Unici. În fiecare în stilul lor, știi? Adică fiecare, clar, LeBron pe piața din America, dar cred că sunt sportivi care ei transmit și mai mult decât doar tenis, adică ce au, prin ce valori au și așa mai departe, sunt mult mai mult decât brandurile lor. Da, exact. Să te mai întreb, Edi, dacă ar fi să-i dai un sfat unui ministru al sportului în România, ce sfat e? Tu ca organizator de turnee de tenis, ca fost tenisman? Da, nu știu, poate să vedem, cred că banii care se alocă federațiilor ar trebui să fie unul mai mulți și doi să fie... Vreo 20 de milioane s-au dat anul trecut federațiilor sportive. De exemplu, sportive. Federația de tenis s-a luat undeva la 400.000 de euro, adică nu poți să... Ce să faci cu 400.000 de euro o federație de tenis care vrei să faci performanță și ai fete din top mondial? Sunt bani de nimic, adică nici măcar jumătate de milion, adică vorbim de jumate față de cheltuielile unui turneu cum avem noi. Nu-i normal. Și cred, dar e foarte important și să ai foarte mare grijă cum se cheltuie acel ban. Adică cred că aia, fiecare ban să fie cheltuit într-un mod corect, transparent și așa mai departe. Dar nu cred că depinde doar de ministru și cumva trebuie să e o chestie pe termen lung care trebuie reglată, cumva să fie un mindset din spate, nu știu, un mod de a lucra, știi, asta cred că e, dar trebuie, părerea mea, investit mult mai mult în sport, pentru că... Sunt tenismeni care pleacă, care se legitimează la cluburi de afară, e un curent, avem, un fenomen. Uite, hai să dăm două exemple, avem pe Bianca Andreescu, canadianca, care e în top 10-15 mondial, și sau pe Emma Raducanu, care puțin o știau și acum la Wimbledon, ea e stabilită în Anglia, are 18 ani, a făcut turul 4 la Wimbledon, adică cu nume românesc, putea să stea plecat din România cu bunici români, dar cu un motiv anume a plecat afară. Clar, deci, clar. Sunt doar două exemple, dar mai sunt, cred că, nenumărate. Da, interesantă zona asta, că dacă nu poți să construiești aici, oamenii pleacă. Clar. Adică pleacă se bagă mult mai mulți bani, infinit mai mulți bani în țările de lângă noi. Repet, nu vorbim de Franța și nu de Germania, rol, nu? Clar, Ungaria, Serbia, momentan incomparabil și vedem, nu degeaba Ungaria a jucat la Euro, noi nu am jucat sau... Toate chestiile astea, părerea mea, că pleacă de jos. Nu poți să ceri performanțe aici și să zici că de ce România... Și atunci te întreb, cum a reușit Halep? E o excepție care întrește regula, așa-i? Da, unul la mână a reușit pe cont propriu, adică pe banii ei, pe sacrificiile pe care le-a făcut familia ei. Exact, adică nimeni n-a avut pe cineva super puternic în spate sau să zici că federația nu zic că federația n-a făcut nimic pentru ea, dar grosul și munca și tot a venit de la ea și așa e și cu celelalte fete. Deci a făcut foarte multe sacrificii. Eu știu de când eram eu mic, mă mai antrenam cu ea când aveam eu 14-15 ani. Deci a făcut multe sacrificii și tot timpul și-a dorit foarte mult. Și clar că e o excepție ea, adică... Și pe banii, asta să subliniem, pe banii clar, familiei, clar. Că vorba ta, cu 400.000, o federație ce să de faci? Tenis, adică ce poți să un duci? Un sportiv în top 100, cred că se duce în cheltuieli, clar se duce peste 100.000 de euro el, ca și cheltuieli pe an, un sportiv în top 100, da. Deci... Nu e fezabil să ai noi nu putem să ținem atunci cu banii bugetul de la federație un sportiv din atunci topos. Trebuie să știm, astea sunt performanțele raportate la cât investim. Și să nu-i mai hulim când se întorc pe aeroport și n-au nicio medalie. Bă, sunt toți, păi stai mă, m-am întors unde? Exact, am fost acum un jucător care n-avea antrenor, o jucătoare care era fără antrenor. Clar.
Clar, pentru că nu-și pot permite, gândește-te, toate cheltuielile astea s-or doi, încă un bilet de avion, ok, să zicem că hotelul ți-l plătește, dar ți-l plătește un turneu doar când ești în competiție. Dacă tu legi 3-4 turnee la rând în America de Sud, să zicem, când ai ieșit din competiție, săptămână, zilele lipsă, nu mai ți s-a acoperită masa, nu mai ți se plătită, se adună foarte mult. Și nu mai vorbim că dacă vrei un antrenor de top, bugetul se duce clar. Explodează. E o gură de aer pentru sport ce faci tu, cu turneele, cu faptul că încerci să găsești oameni pe care să-i aduci, să-i aduni lângă sport. Da, sper să... Eu chiar îmi doresc ca, nu știu, peste ani să... Ce facem noi să aducă... Nu poate să aducă o chestie, să facă o diferență enormă, dar măcar să contribuim, să zicem că am pus și noi umărul la dezvoltarea țării, știi? Peste 20 de ani o să fiu un boșoroc, să-mi ieși mie, tot așa. Sper să nu. Să-mi iei o invitație. Negrule, hai, au trecut 20 de ani și o să vin într-un baston. Da. Mulțumesc, băi, bade. Tot în televiziune cred că o să fie, nu-i problemă. Mulțumesc tare, mai fost o surpriză plăcută. Mulțumesc și mă bucur că ne-am văzut. Mulțumesc și eu.